nu neapărat o corectură, că nu este o greșeală, este vorba de stația de epurare de la Hălmeag. La Cercaia funcționează pe fonduri europene 3.2.2, care va acumula și vadul pe 7.2, pe măsura 7.2, dar la Hălmeag, fiind peste Olt, este stație de epurare separată. Bineînțeles că figurăm în documentația de la mediu că trebuie să avem la Hălmeag stație separată. Practic, lucrările sunt încheiate. Doamna ministru a zis că undeva pe sfârșitul anului. Lucrările prevăzute în proiect sunt încheiate, numai că eu nu vreau să le închei și nu le dau ok-ul firmei, chiar dacă o spun public, pentru că vreau să am și branșamente, pentru că o lucrare, o rețea de canalizare, degeaba îmi trece mie prin fața porții dacă eu nu mă racordez, nu am posibilitatea să mă racordez la ea. Așa că prefer să mai întârzii un pic. Se vor racorda, deci cerința este maximă, nu cred că există număr de casă să nu-și făcut cerere de racordare. Până la urmă, este foarte justificată această pretenție a mea, pentru că eu n-am cum să probez stația de epurare cu apă. Ați văzut, acum era mare parte apă în stația de epurare. Ori stația de epurare funcționează pe ceea ce toaletăm noi de la baie, da? Din apă nu se fac barbituci. Ce să înțelegem, că firma trebuie să mai facă branșamentele, dar nu. Deci am căzut la un consens cu firma, noi am luat materialele, bine, totul sub egida Consiliului Local, că fără aprobarea lor nu putem să manevrăm niciun leu. Noi am asigurat toate materialele și ei ne ajută să ne execute lucrările de branșare. Nu-i foarte mult din partea dumnealor, dar au oameni specializați. La primărie vedeți că problema oamenilor sau problema salariilor este foarte drastică. Ne uităm pe cine dăm afară noi, ca să avem pe cine să mai plătim luna viitoare. Așa că cu oamenii din primărie niciodată nu se va face lumină și nu vom face o lucrare de asemenea dimensiuni. Deci tot cu firma, pentru că este și interesul firmei să se scape, să facă recepția și trebuie să găsim înțelegere. Ne certăm azi, ne mai certăm și mâine, ne împăcăm poi mâine, cam asta este. Ce an ați început? În 2016. În 2016 și în 2019 vreau să o închei, așa cum să închei orice lucrare, să mă scad din evidența Ministerului Dezvoltării, că toate până la urmă sunt în evidența Ministerului Dezvoltării, să mă scad cu această investiție, să nu fie o investiție care să o poarte primăria Cercaia la infinit și să încep alte investiții. Mai rămâne vadul? Vadul este în lucru. Vadul este în lucru pe fonduri europene, aceeași problemă ca la Hălmeag, problema apei, nu găsim pânză de apă freatică potabilă. O să vedem. Suntem în tatonare, sunt mai multe variante, în funcție de ce ne va spune proiectantul, vom vedea ce vom face și acolo. Important e că la oameni le trebuie apă și noi nu trăim decât o dată, acum. Degeaba o să venim peste nu știu câți ani când nu mai suntem. Eu acum vreau să duc apă.